Parcul auto al județului Maramureș avea la sfârșitul lunii decembrie 2019 peste 195.000 de autovehicule din toate categoriile. La intervalul la care ne referim, angajații serviciului înmatriculări au transcris de pe alți deținători aproape 17.800 de mijloace de transport. Provenite din import sau second-hand au fost puțin peste 8.000. Datele arată că în 2019 în județul nostru s-au înmulțit autovehiculele. Raportat la 2018 avem undeva la peste 20.000 de vehicule în plus, înmatriculate în România, dar adică în Maramureș, dar vreau să vă spun că acestea sunt într-o fluctuație permanentă, cresc, scad, pentru că multe din ele se radiază, se transcriu în alte județe, deci ele nu dispar efectiv, dispar din evidența noastră a județului Maramureș, dar ele se vor regăsi înmatriculate în alt județ. În județul nostru, gama de autovehicule a fost variată, la fel ca și în ceilalți ani. La nivelul județului Maramureș avem înmatriculate în prezent 559 de autobuze, autoturisme 151.279, autoutilitare 25.145, mopede 15, microbuze 481, motociclete 476, remorci și semiremorci 3271, tractoare 638. Statistica mai arată că în 2019 au fost radiate peste 6500 de autovehicule.